Tragediile de pe șosele nu contenesc. O femeie de 64 de ani a murit, iar fiul acesteia în vârstă de 28 de ani s-a ales cu rene ușoare în urma unui grav accident. Totul s-a întâmplat luni seara, în jurul orei 21, în apropierea satului Rusca din raionul Hâncești. Potrivit poliției, la volanul mașinii se afla fiul victimei. Acesta a pierdut controlul volanului și a ajuns cu automobilul într-un șanț. Testul de alcoolemie a arătat că bărbatul nu era în stare de ebrietate. Deocamdată nu se cunoaște dacă acesta conducea sau nu cu viteză excesivă. În acest caz a fost înțeat o cauză penală în baza articolului 264 alineat 3 litera D, Cod Penal al Republicii Moldova. Acest risc de la 3 la 6 ani de închisoare și prevenție de permis de conducere. Inițial, tânărul de 28 de ani a fost dus la Spitalul Raional din Hâncești pentru îngrijiri medicale, dar a fost externat imediat pentru că avea doar câteva râne ușoare. Potrivit datelor INSP, doar în weekendul trecut, 57 de șoferi au fost sancționați fiind prinși băuți la volan. Și nu au fost singurii conducători auto care au încălcat legea. Încă 640 s-au ales cu amenzi pentru că au depășit limita de viteză, iar 200 pentru că nu au respectat indicatoarele rutiere.